Singura diferență dintre mine și un geniu este că eu nu sunt geniu. E o parafrază la o vorbă a lui Salvador Dalí, care spunea că singura diferență dintre el și un nebun e că el nu este nebun. Aș vrea totuși să, adică faptul că mă aflu în fața dumneavoastră în această dimineață, vorbind despre o temă atât de mare precum geniul, nu e, cum vă spuneam, fiindcă mă consider vreunul, ci fiindcă am impresia că împreună putem să deconstruim un pic mitul ăsta al geniului și să analizăm poate niște persoane și idei care au fost într-adevăr geniale de-a lungul istoriei. Dar înainte de a intra mai adânc în subiect, aș vrea să vă invit, nu știu cât sunteți voi de interactivi la ora asta din dimineață, dar aș vrea să vă întreb dacă vreunul dintre voi a cunoscut în viața voastră un om de geniu. Aș vrea să ridicați mână. Avem vreo 5, 6, 7 mâini ridicate, deci nu foarte multă lume a cunoscut un om de geniu. E vreunul dintre voi care știe, chiar dacă n-a cunoscut personal, de-a lungul istoriei, vreun om de geniu? Bun, aproape toată lumea crede că într-o formă sau alta, chiar indirect, a cunoscut ideile măcar unui om de geniu. Și în fine, e vreunul dintre voi care se consideră genial? Nici o mână ridicată? Bun. Ah, uite, acolo. Ok. Văd că e o destul de mare discrepanță între ceea ce ați spus cu toții, că în istorie trebuie să fie existat oameni de geniu, dar și ideea că niciunul dintre noi, cei aflați aici în sală, nu ar fi genial. Eu cred că suntem într-o perioadă a istoriei în care fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, a întâlnit genii, chiar dacă nu a știut să le recunoască. Eu, cu atât mai mult, dacă e să cred ce a spus Andreea, dacă sunt într-adevăr atât de conectat și dacă într-adevăr există acest magnetism sau această atracție personală față de oameni de talent, oameni creativi, probabil că am cunoscut genii sau oameni care vor, peste zeci de ani, peste sute de ani, vor fi recunoscuți în felul acesta. Andreea mi-a mai spus un lucru înainte să, mă rog, când ne-am întâlnit să-mi explice de ce nu trebuie să fiu panicat și de ce voi sunteți foarte prietenoși și așa mai departe. Mi-a zis, nu asuma faptul că oamenii din fața ta știu cine ești. Explică-le puțin despre tine, spune-le povestea ta. Așa că, înainte să intru în mai adânc în conceptul de geniu și în istoria acestei idei, v-aș spune câteva lucruri despre mine. Mi-am dorit întotdeauna să scriu, să ajung un magician al cuvintelor. Asta a fost dorința și probabil va fi marele meu eșec, faptul că nu voi ajunge cu adevărat un magician al cuvintelor. Între magie și scris există o legătură foarte interesantă pe care am descoperit-o urmărindu-l pe Alan Moore, celebrul creator de benzi desenate, care la rândul lui se consideră vrăjitor. În Evul Mediu, grimoire însemna carte de vrăji, carte magică. Acest cuvânt s-a transformat de-a lungul timpului în gramatică. To cast a spell, a face o vrajă, s-a transformat în spelling, a silabisi sau a înțelege pe fragmente cuvintele. Mai mult decât atât, în Evul Mediu, un scriitor, un poet care reușea să creeze o satiră la adresa nobilului, boierului care, să spunem, îi subjuga și îi teroriza pe țăranii de pe pământurile lui, reușea să-l distrugă prin cuvinte. Puterea cuvântului era foarte, foarte importantă. Încheiind această paranteză, pe mine întotdeauna m-a interesat geniul acesta al cuvintelor. Prin urmare,
Dacă e să o iau așa un pic mai de la școala generală, scriam compuneri, profesora mea de română, mă rog, diriginta, avea ideea asta de a ține un soi de carnet, un caiet foarte gros în care cele mai bune compuneri erau transcrise și, mă rog, mi se părea foarte plăcut că din când în când mi se mai dădea caietul ăsta acasă ca să transcriu compunerile mele geniale. Mă rog, tot ea m-a trimis la un cenaclu de la Palatul Copiilor, iar de acolo am reușit să ajung în tabere de creație literară. Pentru că puteai să scrii o poezie sau o proză și dacă era suficient de bună, primeai ca premiu o săptămână într-o tabără din asta comunistă, cu căsuțe vechi, dar care pentru noi, pentru mine cel puțin, era senzațională. Era scăparea, evadarea din familie, pentru ca o săptămână să mă întâlnesc cu oameni din toată țara care împărtășeau pasiunea mea, cu care puteam să discut tot felul de lucruri, să fac lucruri mai puțin apreciate de părinții mei, precum a bea, a fuma și tot felul de alte prostii. Și cumva aceea a fost prima rețea pe care mi-am creat-o. De altfel, unii dintre oamenii cu care m-am întâlnit atunci și tembelii ăștia idealiști cu care îmi petreceam zilele, au ajuns chiar pe această scenă. Unul dintre ei fiind Constantin Vică, a cărui prelegere sau, mă rog, al cărui discurs din fața noastră, mie mi se pare că e cu adevărat genial. În fine, acolo cumva s-au legat lucrurile în ideea asta de conectare de care vorbea Andreea și mi se pare că e foarte importantă ideea asta de conectare și de comunitate, de schimb de idei în ceea ce noi numim geniu. De multe ori ni se pare că geniu este un individ solitar într-un turn de filde și care n-are legături sociale și care e un pic dubios, cel puțin bizar. De fapt, geniile sunt de foarte multe feluri. Un tip ca Isaac Newton, de pildă, era într-adevăr foarte, îi displăceau oamenii, era foarte grumpy, probabil că n-a făcut sex niciodată, avea tot felul de moduri de a se baricada față de lume. Un tip precum Richard Feynman, de pildă, unul dintre inventatorii bombei atomice și unul dintre marii descoperitori ai teritoriilor noi din fizica nucleară, era dimpotrivă, extrem de jovial, foarte plin de carismă, foarte plin de glume bune și cu foarte multe relații sexuale. Bun, aici eram, la despre mine. În fine, o să mai sar așa de la o chestie la alta, pentru că nu sunt neapărat cel mai consecvent sau bun vorbitor. Nu știu ce să vă mai zic despre mine. Da, hai să trecem mai degrabă la o istorie a ideii de geniu. Geniu nu e o idee deloc nouă. E una dintre ideile care au influențat cel mai mult civilizația occidentală, dar este de asemenea una dintre ideile cele mai puțin discutate. Am căutat foarte mult lucruri despre ideea de geniu în dicționar de filozofie. Mă interesa foarte tare cine s-a preocupat de ideea de geniu. Foarte puțini filozofi, foarte puțini teoreticieni. În ultima parte a istoriei noastre au apărut oameni de știință care au încercat să cuantifice, să analizeze ideea de geniu. Ideea de geniu este o idee animistă. Pe vremea când oamenii trăiau în triburi și erau mult mai conectați cu natura, mult mai apropiați de ceea ce astăzi ne-am rupt total, oamenii credeau că fiecare piatră, fiecare stea, fiecare copac, fiecare animal are un spirit, un duh, o parte supranaturală cu care ei puteau să comunice. Asta fac în continuare șamanii, de altfel. Comunică cu
ființe organice și anorganice. Ei bine, acest duh, această ființă supranaturală era ceea ce pe atunci se considera a fi geniu. Geniu etimologic vine din latină genius și era legat mai degrabă de casă, familie, cetate, genius loci, geniul locului. Fiecare familie, fiecare casă, fiecare cetate, ba chiar întregul Imperiu Roman, avea aceste genii protectoare, spirite protectoare. Grecii le numeau daimon, demon, cum a ajuns cuvântul la noi. Sau muză. Homer nu invoca muza, cântă zeiță, mânia ce-a prinse pe Ahil Peleianu și așa mai departe. Era pe atunci vorba de a avea geniu. Noi, de-a lungul timpului, am ajuns să credem că ești geniu. E diferența dintre a avea și a fi. Acesta e transferul care s-a făcut de-a lungul timpului conceptului de geniu. De la a avea geniu, a avea un spirit protector, a avea un duh care te păzește, un înger și așa mai departe, la a fi tu însuți. Individul e cel care, de-a lungul istoriei recente, de la renaștere încoace, trecând prin romantism și ajungând în perioada noastră consumistă, a ajuns acest transferul de la a avea la a fi. Și eu cred că transferul se va face și invers, de la a fi geniu la a avea geniu înapoi. În renaștere, bineînțeles, au apărut acei oameni universali. Redescoperirea culturii grecești, după Evul Mediu întunecat, i-a adus pe italienii renașterii aproape de ideea asta că omul poate cunoaște tot ce există pe pământ în momentul respectiv. Despre Pico de la Mirandola, de pildă, se spune că era omul care citise toate cărțile care existau în momentul ăla și știa câte puțin, sau mă rog, tot despre toate subiectele existente în momentul respectiv. Bineînțeles, nu erau foarte multe cărți și nu erau nici foarte multe subiecte de studiat, dar Pico de la Mirandola le cunoștea pe toate. Era omul universal prin excelență. Apoi, desigur, vă puteți gândi la Leonardo da Vinci sau la Michelangelo și așa mai departe. În romantism lucrurile s-au dat cu totul peste cap. De unde geniul era capacitatea asta de rațiune, de a fi logic, de a înțelege tehnica, precum o făceau oamenii renașterii. În romantism, împotrivirea față de a restrânge constrângerile acestei gândiri renascentiste a dus la ideea de geniu ca nebun. Geniu ca personaj care nu se poate controla. Inspirația lui este mai mult decât el însuși. Transcende propria lui persoană, în așa fel încât geniul a ajuns să fie mult mai mult asociat cu partea oarecum labilă a definiției cuvântului ăstuia, conceptului ăstuia. În fine, astăzi folosim geniu pentru a desemna o groază de lucruri. E un om de marketing de geniu. E un tenismen cu o lovitură de geniu. E un calculator genial și așa mai departe. Am făcut ca acest concept să fie mult mai ieftin. Totul e genial în momentul ăsta. Și totuși, ce este geniul? Care sunt niște caracteristici ale acestui concept, dacă e totuși să credem că există oameni geniali sau geniu? Știința încă nu ne dă un răspuns tocmai exact, clar și distinct, am scris acolo făcând o referință la Descartes, tocmai pentru că știința e un lucru pe care noi l-am inventat pentru a ajunge să studiem exact ceea ce lucru despre care vorbim acum. Creierul nostru, dacă ar fi suficient de simplu încât să-l înțelegem, probabil că nu am putea, n-am avea capacitatea să-l înțelegem. Fiind atât de complex,
suntem cumva într-un cerc vicios și fie suntem extrem de eficienți folosind știința pentru a studia fix obiectul care ne face posibilă știința, fie suntem într-o mare eroare. Bun. Care sunt caracteristicile geniului? Capacitatea de a conecta idei în moduri neașteptate. Oamenii de geniu au o memorie extraordinară și au capacitatea să pună lucruri pe care în mod normal nu le vedem împreună și să ni le arate, făcând astfel să revelându-ne niște lucruri pe care altfel nu le-am putea vedea. Asta ar fi o caracteristică a geniului. Ține geniu mai degrabă de inteligență, ține mai degrabă de talent, ține mai degrabă de o abilitate naturală sau de una dobândită. E geniu o combinație unică de skill-uri excepționale? E, așa cum spunea Edison, 1% inspirație și 99% transpirație? Sau cum Malcolm Gladwell în Outliers, excepționali, cum a fost tradus în română, vorbește despre cele 10.000 de ore pe care un om trebuie să le depună într-un anumit subiect pentru a deveni maestru sau genial în asta. Deci e vorba mai mult de muncă, e vorba de un lucru pe care îl putem dobândi sau e mai degrabă un lucru cu care te naști. Foarte multă lume are impresia că geniu e ceva cu care te naști. Ești talentat din naștere, ești inspirat din naștere și n-ai ce face. Eu cred că asta e mai degrabă o scuză. De fapt, neuroștiința ne spune că aproape un sfert din ceea ce constituie capacitățile cognitive ale omului sunt venite pe filieră genetică, din naștere. Deci e vorba de o minoritate, 25% nu înseamnă mare lucru. Restul, de 75%, dobândim prin experiență, prin întâlnirile cu ceilalți, prin locurile în care ne aflăm, prin felul în care alegem să ne petrecem timpul. Deci 75% din ceea ce suntem ar putea să fie geniu dacă am ști mai bine să gestionăm felul în care ne ducem viața. Și în fine, sunt oameni de geniu care n-au făcut nimic în viața lor. Ba, există persoane care au reușit la o vârstă foarte fragedă să intre la facultate, apoi au primit doctorate și așa mai departe și la final au intrat într-o depresie și au ajuns să fie șofer de taxi sau să lucreze joburi care nu implică niciun fel partea creativă sau partea rațională din ei. De aceea geniu nu e doar o memorie extraordinară sau o inteligență extraordinară, ci e foarte mult vorba de a face lucruri, a folosi capacitățile pe care le ai în a transforma felul în care percepem lumea, în a crea paradigme noi de gândire, în a crea lucruri, invenții și așa mai departe, sau compoziții. Aș vrea să mai fac o mică paranteză aici, pentru că am sărit un pic peste asta. Și eu cred că am întâlnit oameni de geniu. Chiar dacă geniul ăsta, de fapt, s-a revelat mai degrabă prin accidente sau prin întâmplări pe care, sigur, omul de geniu le provoacă, dar nu are cum să le controleze. Unul dintre oamenii ăștia, cred eu, este Linda Barcas. Linda e o artistă din Timișoara, pe care am cunoscut-o atunci când am fost la Timișoara pentru a deschide prima librărie Cărturești de acolo. Aveam misiunea de a sta o lună în orașul ăsta în care nu mai fusesem niciodată și de a identifica oameni talentați, artiști, publicitari cu care să creăm o comunitate. Pentru că librăriile Cărturești sunt de multe ori despre comunitate. Ele se hrănesc din această comunitate și din oamenii care se adună în jurul lor, care vin să citească și așa mai departe. Pe Linda am întâlnit-o în barul Papillon. Stătea și desena într-un carnet niște lucruri care mi se păreau foarte ciudate. Erau niște semințe din care creșteau niște ghiocei.
care la rândul lor erau hrăniți cu mici pulpe de pui. Linda crea cumva propriul univers cu propriile reguli și pentru ea asta era cumva originea ghiocelului sau originea lumii. Ea este mai cunoscută astăzi drept creatoarea poneiului roz, pe care l-am aici cu mine și, mă rog, l-am adus așa ca good luck. O lucrare de artă care a fost foarte controversată, probabil e una dintre cele mai discutate lucrări din ultimii 10 ani. Multă lume crede că e o chestie mult mai mare, dar de fapt asta e tot. Linda pur și simplu a pus o svastică pe o jucărie Hasbro. Poate știți My Little Pony, sunt și desene animate. Ce a vrut ea să facă prin treaba asta și-a dat multă lume cu părerea. Ea mi-a explicat că a vrut să exorcizeze semnul svasticii, punându-l pe acest ponei care e happy, happy, joy, joy și așa mai departe. Când am întâlnit-o în București, Linda avea acest ponei cu ea, venise la un festival otaku și, dincolo de faptul că umbla peste tot cu poneiul ca un fel de pet, ca un fel de animal de companie, a făcut un pariu cu mine. Ea vrea foarte mult, avea impresia că cuvântul gay este conotat negativ și că foarte multă lume zice despre chestia asta e gay cu o conotație nasoală. Și atunci și-a propus să schimbe această conotație de una singură, spunând despre toate lucrurile mișto că sunt gay. Și pariul cu ea, pe care l-a făcut cu mine, a fost că va convinge pe toată lumea că sunt gay și dacă nu va reuși să convingă măcar un om că sunt gay, îmi va face cadou poneiul. Mi l-a făcut până la urmă cadou, dar a fost foarte interesant. Era fascinant să stai în jurul ei pentru simplu motiv că avea această putere de a reconota totul. Și asta cred eu că face un geniu, chiar dacă, nu știu dacă Linda va fi recunoscută astfel vreodată, eu o consider o persoană genială. Geniu își creează propria regulă, își creează propriul univers și nu are nevoie de nimeni altcineva care să confirme lucrurile astea, pentru că e ca un mic Big Bang, așa. Creează propriul univers și îi contaminează pe ceilalți cu ideile lor și cu felul lor de a privi lucrurile. Nu știu dacă e chiar momentul să ne jucăm, să văd dacă mai era ceva ce aș fi vrut să zic. Da, vreau să vă mai zic că no man is an island, niciun om nu e o insulă, niciun om nu trăiește de unul singur. De aceea, conceptul nostru de geniu, ca persoană, ca individ, care de unul singur a reușit să facă niște lucruri extraordinare, e destul de greșit. Nici măcar cei mai mari matematicieni nu au lucrat de unii singuri. Întotdeauna există o mare comunitate în jurul unui matematician de geniu, să spunem, care îi testează formulele, teoremele, ipotezele, care îi le demonstrează, care îi le pune la încercare. Și treaba asta e o muncă foarte, foarte importantă și dificilă și care cere foarte mult timp. De aceea nu cred că există vreun om de geniu care să trăiască fără a se situa pe umerii altora care au fost înaintea lor sau înaintea lui sau fără a se ajuta de o echipă, o echipă importantă, chiar dacă echipa respectivă nu iese niciodată în evidență sau nu capătă la fel de multă vizibilitate. În ideea asta de conectare, aș vrea să vă vorbesc un pic și despre street delivery, pentru că e o platformă pe care, într-o formă sau alta, încercăm să căutăm geniul sau idei geniale. Street delivery e un bănesc că știți, închidem o stradă pentru 3 zile, deja în vreo 6 orașe din România și dăm o temă la care poate participa oricine. E un apel deschis de proiecte, de la indivizi, la ONG-uri sau instituții, oricine poate
venit cu o idee pentru a îmbunătăți viața în oraș sau pentru a găsi moduri de a ne reduce amprenta de carbon sau pentru a reuși să mărim spațiul verde în orașe și așa mai departe. La Street Delivery am identificat de foarte multe ori niște oameni extraordinari. Dacă Andrei are dreptate și sunt foarte conectat, e și datorită faptului că există acest eveniment pe care l-am creat în 2006, tocmai în ideea de a recupera un pic spațiu public în oraș. Și nu știu, o să vă dau un exemplu de la Bacău, care mi se pare, poate e mult spus genial, dar mi se pare foarte, foarte fain. La Bacău există foarte multe licee super bune, dar foarte puține universități care chiar performează, așa că multă lume pleacă din Bacău. Ei, organizatorii din Street Delivery din Bacău s-au dus în licee și le-au spus oamenilor: puteți să veniți cu idei pe tema asta de grădină posibilă. Și un tip, un licean, a propus să facă o piscină plină cu animăluțe de pluș. Asta era grădina lui posibilă. A fost extraordinar felul în care de la copii la pensionari s-au aruncat oamenii în jucăriile astea de pluș. Și nu știu, poate că sună nelegat de nimic, dar genul ăsta de lucruri pe care nu știu dacă le-ai putea concepe de unul singur sau, mă rog, e unul dintre lucrurile pe care, cum spuneam, sunt idei diferite pe care le legi și într-un mod pe care până acum nu l-a mai făcut nimeni. Nu știu dacă a mai făcut cineva o piscină cu jucării de pluș, dar omul ăsta le-a făcut. Bun. Știți jocul acela Hot or Not de pe net? Sunt comparate niște imagini și tu spui cine e mai hot dintre cele două imagini. Nu o să jucăm fix asta, deși este și una dintre inspirațiile lui Mark Zuckerberg pentru Facebook. Înainte de a lansa Facebook, a făcut un astfel de joc la Harvard, motiv pentru care a fost pe punctul de a fi exmatriculat. Dar vom juca mai degrabă, dacă sunteți și voi de acord și aveți chef să ne destindem puțin, un joc care i-aș zice genius sau ridicol, genius or ridiculous. Ideea e, în primul rând, să ghiciți personajul și putem să o facem la modul civilizat, ridicând o mână și dându-vă cuvântul. Dar cred că, dat fiindcă mai e foarte puțin timp, ar fi mai bine pur și simplu să cine ghicește primul personajul să strige. Dar să strige ca lumea. Adică nu să zică foarte încet, pentru că eu cel puțin o să am o problemă în a auzi asta. În fine, după ce știm cu toții cine e respectivul personaj, aș vrea să ridicați mâna cei care consideră că e un om de geniu și, bineînțeles, cei care nu, să nu facă nimic. Și apoi vom vorbi un pic despre ce lucruri știm despre fiecare dintre ei. Ada Lovelace, da. Mai știa cineva? Da? Ok. Păi, strigă. Este primul om care a creat un program pentru computer cu 100 de ani înainte de existența primului computer. Este fica Lordului Byron, de care Lordul Byron n-a prea avut grijă, s-a dus în Grecia și și-a văzut de poezie și de, mă rog, apoi prin Italia, înotând prin canalele din Veneția și așa mai departe. Ei, Ada era foarte pasionat de matematică, a avut o prietenie foarte apropiată cu Charles Babbage, care a creat teoretic primul computer, mai întâi prin analiză diferențială, apoi un computer analitic, iar ea, traducând un articol din franceză, transcrierea unei conferințe a acestui prieten al ei, a făcut propriile notări, care au ajuns să fie de vreo 3 ori mai mari decât articolul respectiv, decât conferința respectivă, și le-a publicat într-o revistă de matematică din Marea Britanie pe la 1800 și ceva, 1830, cred. Deci cam cu un veac înainte de apariția primului computer. Și deși nu foarte multă lume a recunoscut-o pentru asta pe vremea respectivă, acum există chiar un limbaj de programare cu numele ei.
Cine? Da, seamănă foarte mult cu Tolstoi, dar este Darwin. Și mie mi s-a părut inițial că e... Că e na. Despre Darwin, nu știu dacă sunt lucruri noi pe care aș putea să vi le spun. Felul în care el a reconceput originea speciilor, de unde venim și cumva de ce nu e nevoie de o ființă supranaturală care să ne fi pus pe acest pământ, știe probabil toată lumea. Mie mi se pare că e unul dintre oamenii care au schimbat cel mai mult în ultimele sute de ani felul în care concepem viața. Pe el cred că da, îl știe toată lumea, dar nu știu dacă l-ați văzut vreodată în costum de baie. Ei, Einstein n-a fost... deși, dacă vă uitați în dicționar, dacă dați un Google search după definiția cuvântului geniu, veți vedea acolo, printre sinonime, numele lui Einstein. Numele lui a devenit sinonim cu conceptul de geniu. Totuși, a fost un copil cu foarte multe probleme, inclusiv de vorbire. Foarte mult, la începutul vieții, pe la 7 ani a început să vorbească, de fapt, astfel că părinții lui îl considerau înapoiat. În timp ce lucra la cele 4 studii pe care le-a publicat în 1905, care au revoluționat felul în care înțelegem fizica și cosmosul, era angajat ca un soi de, cum să zic, analiza brevete. Și dovada faptului că avem cu toții niște șefi idioți câteodată, el a fost, i s-a interzis o avansare pentru faptul că nu s-ar fi pus la punct cu noile tehnologii. Nu știa să folosească nu știu ce mașinărie pe care o foloseau ei atunci la birou. Pe el îl știți? Poftim? Nu e Platon, dar e învățătorul lui, este Socrate. Este omul care, cred eu, că a definit cel mai bine ceea ce înseamnă cu adevărat a fi geniu. A ști că nu știi mare lucru. A fi conștient de propriile limite și a încerca să le depășești. Ce spunea el era că el nu dă răspunsuri, ci ajută pe oameni să-și pună bine întrebările. Și tot el mai spunea că e foarte important să te însori, pentru că dacă dai de o nevastă extra mișto, vei fi fericit toată viața, iar dacă nu, te faci filozof. Geniu sau nu? Da? Macho man? Nu? Simone de Beauvoir, da. O femeie foarte, foarte deșteaptă și care a încălcat de-a lungul vieții mai toate regulile pe care le știm despre cum ar trebui să se comporte un om sau o femeie în societate. A fost printre primele femei care au primit doctoratul în Franța, cred că a fost a noua. S-a împrietenit cu Jean-Paul Sartre și au avut o relație foarte dificilă de-a lungul vieții. Au stat împreună într-o relație deschisă întreaga viață. Aveau un pattern așa împreună. Ea se ducea licențele de la școlile la care preda și după ce termina cu ele, îi le pasa lui Sartre. Așa că, probabil că Jean-Paul nu avea asemenea abilități ca ea. Ea a scris una dintre cărțile care au influențat cel mai mult feminismul, Al doilea sex, în care spune un lucru care pe mine m-a pus mult pe gânduri. Nu te naști femeie, ci devii femeie.
Practic, societatea te face, te pune în cutia asta de femeie, bărbat, genurile clar determinate. Nu mai vreți să ne jucăm, nu? Bine, o să trec mai rapid. Van Gogh e... Am ales portretul ăsta pentru că, de fapt, nu figura lui mă interesează, cât mai degrabă background-ul. E, așa cum spuneam, geniu își creează propria regulă. El e primul care a văzut aerul în felul ăsta. Noaptea lui înstelată, cu acele vârtejuri și curenți de aer, n-a mai fost pictată până la el așa. Și... mă rog, am citit chiar că oamenii de știință au arătat că de fapt așa se vede, așa se văd mișcările aerului. El le simțea și avea o intuiție extraordinară pentru lucrurile astea. Corect. L-a oprit pe Oscar Wilde la vamă francezii și l-au întrebat dacă are ceva de declarat. Răspunsul lui a fost nimic în afară de geniul meu. Un mare dandy și un om care a fost distrus de societatea puritană britanică pentru simplu motiv că a avut niște relații homosexuale. În această poză mă interesează mai mult Priscilla. Dar aș vrea să știu dacă vouă vi se pare că Mark e un om de geniu sau va fi vreodată recunoscut ca un om de geniu pentru Facebook. Puteți ridica mâna sau vi se pare că de fapt Facebook-ul ne face mai proști? Da, e, sigur. E o diferență. Nu e vorba doar despre el. Dar cumva invențiile... le putem vedea ca niște instrumente bune sau care ne dizolvă oarecum comunitatea, capacitatea de a înțelege lucruri și așa mai departe. Deci cine consideră că Mark e un geniu? Cam jumătate. Sau un pic mai mult. Ok. N-am vrut să demonstrez nimic prin asta. Am ales o fotografie în care ei doi sunt împreună cam pe la începutul relației lor, pentru că, iarăși, cum spuneam mai devreme, niciun om nu e o insulă și de foarte multe ori femeile care au fost alături de mari inventatori sau oameni pe care îi considerăm de geniu i-au ajutat extraordinar. E și cazul lui Tolstoi, e și cazul lui Sartre și în relația lui cu Simone de Beauvoir, dar de foarte multe ori aceste femei sunt ignorate sau uitate în istoria oamenilor de geniu. Dalí, corect. Dalí, la începutul, a fost un personaj foarte modest, trebuie spus. În cartea sa, Jurnalul unui geniu, chiar la început, spune că atunci când are deținut o prelegere, își pune niște pantofi care pantofi mai mici decât măsura lui, pentru că faptul că îl înțeapă și îl doare atât de tare, îl face să fie mult mai locvace, să vorbească. Eu n-am reușit să găsesc niște pantofi mai mici, așa că trebuie să vă mulțumiți cu felul în care mă bâlbă eu. La 5 ani compunea propriile simfonii și era super hot. Cânta la curțile marilor familii regale europene, dar a murit în sărăcie și de multe ori asta se întâmplă cu oamenii de geniu, deci aveți grijă. Pe el știți? Bukowski, da. Și ea cine e? Ea e cea care l-a salvat pe Bukowski și l-a
făcut să mai scrie încă vreo 20 de ani. I-a zis mai ușor cu băutura și mai aștept niște vitamine și uite, mănâncă și tu bine. Și mai lasă-mă și pe mine să plec noaptea în timp ce tu scrii, să mă duc la petreceri, lucru pe care Bukowski nu l-aprecia deloc. Ea este Linda Lee și pe el, iarăși, e probabil unul dintre scriitorii mei preferați. Am și tradus recent o carte de el și în momentele în care mă simt rău sau deprimat, îmi place foarte mult să recurg la poezia lui sau la proza lui scurtă. Mă ajută foarte mult și dacă e să vă dau un sfat, încercați. E atât de frust și atât de sincer în mizerabilitatea lui și atât de... Nu se iartă deloc și nici lumea din jurul lui, nici pe lumea din jurul lui. Excelent. Deci nu e doar un țigan. E unul dintre marii matematicieni de geniu, probabil cel mai mare matematician al Indiei, care a avut o copilărie foarte săracă, n-a reușit multă vreme să-și găsească un loc de muncă, deși avea o familie și trebuia să o întrețină. Până la urmă, un negustor, văzând caietele lui cu formule, l-a angajat și l-a ajutat să trimită niște mostre către societatea regală din Marea Britanie. A fost de altfel primul indian acceptat în societatea regală, Royal Society, la o vârstă foarte fragedă, era printre cei mai tineri. Desigur, nu i-a fost deloc ușor. El a studiat seriile infinite și practic spunea că el visează formulele respective. Era foarte greu să le demonstreze, fiind un autodidact, nu urma pașii pe care oamenii de știință îi cereau pentru ca formulele respective să fie și dovedite, să arate cum a ajuns acolo. Pentru el, teoriile, formulele matematice, spunea el, sunt ca un gând al lui Dumnezeu. El se simțea inspirat de muză. Era foarte apropiat de sensul acela inițial de geniu. El avea un geniu protector, nu se considera un geniu. Ramanujan. Srinivasa Ramanujan. Domnul acesta... este cel care a spus că pentru el paradisul trebuie să fie o bibliotecă, dacă vă ajută asta. Borges, da. Jorge Luis Borges, considerat de mulți unul dintre scriitorii de geniu care spre sfârșitul vieții a orbit, el a scris o povestire numită El Aleph, care mi se pare foarte conectată cu ideea de geniu. În povestirea asta... personajul lui, mă rog, un scriitor, întâlnește un poet care, mă rog, e foarte enervant poetul ăsta. El vrea să scrie o epopee în care descrie în foarte mare detaliu fiecare bloc, clădiri importante de pe planetă. Și, mă rog, scriitorul nostru este intrigat de unde știe el toate detaliile astea despre clădiri. Și respectivul îi spune că are în pivniță un soi de sferă de cristal în care fiecare punct din această lume poate fi văzut printr-un singur punct. Mă rog, tipul zice, ok, vin să văd și eu minunea asta, crezând desigur că omul e un pic țăcănit, și ajunge în pivniță, nu găsește mare lucru, are impresia că de fapt ăsta vrea să-l omoare. În fine... vede respectiva sferă și vede infinitul într-un singur punct. Geniul are capacitatea de a face lucrul ăsta, de a găsi un punct prin care să înțeleagă și să conecteze totul. Asta cred. Tesla, da, da, dar de fapt pe el vreau să vi-l arăt. Nikola Tesla... un mare salvamar, un foarte mare sportiv,
Și omul care e considerat azi cel mai mare geniu neîmplinit, să spunem. El a inventat curentul alternativ și dacă în momentul ăsta noi am fi folosit curentul alternativ pentru tot ceea ce pentru electrificăm, nu am mai fi avut nevoie de fire. Totul ar fi fost wireless și, mă rog, lucrurile merg încet încet în direcția aia de wireless, doar că șeful lui și marelui competitor avea mult mai mult putere de lobby, așa că am mers pe curentul direct, DC, în loc de AC. Și, mă rog, aici îl vedem pe Tesla flirtând cu o domnișoară pe malul mării. El chiar era, a fost salvamar, nu era vorba doar de... și instructor de not. Chiar era un tip foarte sportiv și un foarte mare iubitor al femeii. Și aici e șeful lui. Edison, exact. Inventatorul becului, inventatorul fonografului, omul care a pus bazele industriei cinematografice și multe alte, nu știu, avea vreo 1300 de patente, multe dintre ele și cumpărate, și avea foarte multă putere politică și, și influență și așa mai departe. Dacă Tesla era un tip super intuitiv, el era mai degrabă tipul super muncitor. El e cel de la care avem acel dicton celebru că geniu înseamnă 1% inspirație, 99% transpirație. Ei bine, Edison transpira foarte mult. Și era, după cum vedeți, nu foarte vesel. Îl știți? Pe ea, eu sigur nu o știu, dar el e Marcel Duchamp, omul care a transformat arta. De la el încoace se consideră că arta nu mai ține de craft, nu mai ține foarte mult de tehnică, cât mai mult de concept. El e cel care e considerat întemeietorul sau părintele artei conceptuale. În 1907 a adus la o expoziție a Independenților un pisoar pe care l-a luat dintr-un magazin din ăsta de instalații, l-a semnat, Ermut 1907, și l-a pus cu capul în jos. Mi se pare simbolic faptul că a ales un pisoar, mi se pare simbolic faptul că l-a pus cu capul în jos, pentru că nu în pisoar urina pus în mod normal, așa cum e în toaletele noastre din Clubul Control, de pildă. Da, forța gravitațională face ca urina să cadă în interiorul pisoarului. Întorcându-l, practic, pisoarul devine o fântână și chiar așa l-a numit, fântână. Mă gândesc că e un mesaj către criticii care au tot discutat dacă este sau nu artă lucrarea lui. Este sau nu artă pisoarul? Este? Ok. Că multă lume consideră încă că n-ar fi. Da. Bun. Ce înseamnă să fii geniu? Nu știu dacă am reușit să răspundem la întrebarea asta. Văd că lumea începe să plece, deci bănuiesc că trebuie să încheiem. Nu știu exact cât timp mai... 5 minute? Ok. Care sunt caracteristicile geniului? Ce te califică de drept geniu? E oare de ajuns să ai o idee pe care n-a avut-o nimeni niciodată? Sau e foarte important să o și pui în practică? Poți dobândi geniu? Care sunt condițiile pentru a intra în posesia geniului? Nu știu dacă are rost să insistăm aici. Într-un fel sau altul, cred că am atins câteva dintre punctele astea. Vă spuneam că am căutat să văd dacă există filozofi care au vorbit despre geniu. Printre puținii pe care i-am întâlnit discutând treaba asta în mod direct și foarte aplicat este Immanuel Kant, care în Critica Facultății de Judecare vorbește despre geniu ca talent de a produce ceva pentru care nu poate fi dată nicio regulă determinată.
Geniul nu e o predispoziție care constă într-o abilitate care poate fi învățată prin respectarea anumitor reguli. Kant vedea geniul ca o formă de transcendență, de reinventare a normelor, a ceea ce știm despre cunoaștere, despre univers și așa mai departe. Bine, el discută mult mai detaliat și mult mai complex decât reușesc eu să rezum aici, dar merită citit fragmentul respectiv din critica Facultății de Judecare. Pentru că e poate cel mai clar și mai distinct analizat geniul în istoria filozofiei. Îl mai avem și pe Nietzsche, care într-o oarecare măsură a influențat ideea de geniu prin conceptul lui de Übermensch, de supra-om, dar conceptul ăsta a fost folosit mai degrabă în scopuri mai puțin plăcute de către naziști. Bun, rețeta geniului, așa cum e dată de Immanuel Kant, pe scurt, nu imita, sunt trei pași simpli. Nu imita, în schimb, poți căuta mentori, poți căuta oameni de la care să înveți. Dar e foarte important să nu copy-paste, să nu plagiezi, să nu pur și simplu să iei ceva ce a fost deja făcut și să îl reașezi într-o formă sau alta, ci să încerci să cauți originalitatea. Nu știu dacă lucrul ăsta e la fel de simplu de făcut pe cât e de spus, dar cam asta e ideea. Să-ți creezi propriile reguli apoi și în fine să construiești o lume pe care nu a mai văzut-o nimeni până acum. Pe el știți? El e Adrian Ghenie și într-un interviu pe care îl dă Luizei Vasiliu spune că metoda lui este gestionarea, administrarea eșecului. Îmi pare rău că n-am diacritice în fontul ăsta. E foarte importantă ideea asta pentru că, de fapt, cu toții, când suntem copii, suntem geniali și avem niște idei extraordinare. Apoi, pe parcurs, pe măsură ce creștem, ne împietrim un pic felul în care gândim și paradigmele în care reușim să ne așezăm gândurile. Ce zice Adrian Ghenie este că chiar în momentul în care, după ce ai făcut ceva genial, ajungi să-l strici pentru că vrei să mai bibilești acolo puțin ceva, se referă la o pictură în cazul ăsta, momentul ăla în care îți dai seama că ai stricat ceva genial e momentul în care nu trebuie să renunți. În mod normal, după ore în șir de muncă la un tablou sau la orice lucrați voi, îți spui, bun, l-am stricat, acum trebuie să mă duc, mă odihnesc un pic, revin mâine cu forțe noi. Ei bine, el și-a dat seama că lucrul ăsta nu e valabil. Trebuie să rămâi acolo și să stai cu tabloul ăla sau cu lucrarea aia ta până când o transformi din nou în ceva extraordinar. Și atunci el zice, bun, ce știu eu din pictură, ce știu despre tabloul ăsta și despre ce culoare ar trebui să pun aici. Toate lucrurile, tot ce știu din istorie și din experiența mea e că ar trebui să nu pun galben. Și atunci fix asta fac. Storc niște galben acolo și cumva din chestia aia reușesc să revin la o formă mai apropiată de ideea inițială de la care am pornit. Nu știu dacă Adrian Ghenie e un geniu, nici el nu se consideră așa ceva, dar este cu adevărat un om care muncește foarte mult. Din câte știu, cunoscându-l, lucrând împreună pentru puțin timp, dar în proiectul ăsta al reprezentării României la Bienala de Artă de la Veneția, cam 6 luni din an, Adrian Ghenie stă închis în studioul lui și numai asta face, pictează. Se trezește de dimineață, petrece cam o oră în cadă, cu lumina închisă, cu lumina stinsă și gândindu-se la tot felul de lucruri, chestie pe care Andreea Esca a ținut să o sublinieze într-o știre de la ProTV, geniul lui Adrian Ghenie se naște în cadă. Așa sună știrea. În orice caz, se pare că e important să stai mult timp în cadă
și Vlad Ursulean de la Casa Jurnalistului face treaba asta, probabil că e de încercat. Poate că de acolo într-adevăr vine geniu, cum spune Andreea Iesca. Bun, deci 6 luni din an omul stă și pictează și lucrează și nu se vede cu nimeni. Restul de 6 luni se plimbă prin lume sau merge în cluburi din Berlin, se întâlnește cu diferiți oameni, e foarte jovial, locvace și plin de... are foarte mult chef de party. Dar treaba asta atunci când nu lucrează. Am uitat să vă spun asta și s-ar putea să mai dureze un pic, dar o să spun pe scurt. Bun. Ajunsesem la un moment dat la ideea că oamenii de știință au început să încerce să măsoare geniul. Și știm cu toții că există ceea ce se cheamă teste de inteligență. Am auzit cu toții de IQ, e un clișeu aproape, e un concept foarte folosit pentru a ne pune cumva în cutiuțe. Ai IQ de nu știu cât, există teste, aplicații peste aplicații, site-uri care cică te-ar ajuta să-ți calculezi IQ-ul. Ce trebuie să știm despre IQ, care înseamnă, eu credeam tot timpul că înseamnă intelligence quiz, dar de fapt înseamnă intelligence quotient, coeficient de inteligență. Coeficientul ăsta de inteligență este o metodă statistică, nu e o chestie bătută în cuie. Orice populație, orice grup de persoane, noi aici în această sală, avem coeficientul mediu de inteligență 100. Toate popoarele au acest au 100. 100 este media general. Ei bine, cine vă va spune vreodată că, nu știu, un anumit popor, ungurii de pildă, au coeficientul de inteligență 60 sau țiganii sau homosexualii sau, mă rog, în general cei pe care îi urâm sunt mai proști decât noi. Cine vă va spune treaba asta, ori este imbecil, ori este foarte rău intenționat. Pentru că orice grup de oameni are coeficientul mediu 100. Și atunci ceea ce calculează acest IQ este cât de mult derivă de la normă, de la această medie, capacitatea anumitor oameni de a avea, cum să zic, de a înțelege foarte bine spațiu, de a avea inteligența corpului și așa mai departe. Ei bine, peste undeva între 80 și 110 sau 120 se află cam 80% din populația României în momentul ăsta. Da? 5% dintre noi, dintre români, au peste 120 și sunt considerați excepționali și tot la fel... tot cam 5% sunt oameni care au sub 70 sau 60 coeficientul de inteligență și sunt considerați extrem de slabi. Ideea e că dacă în momentul ăsta România ar fi cuprinsă de o epidemie, un virus foarte precis ar omorâ toți oamenii care au coeficientul peste 100, toți românii cu coeficientul peste 100, dintr-o dată ar crăpa. Ei bine, tot 100 am avea coeficientul mediu de inteligență, iar cei care în momentul ăsta au, să zicem, 99, ar fi considerați crema elitelor și ar avea blog pe adevărul.ro, de pildă. Ideea cu coeficientul ăsta de inteligență e că funcționează cam ca la bursă. Coeficientul de inteligență e mai degrabă ca o monedă. Un leu are întotdeauna 100 de bani. Chiar dacă în raport cu euro există fluctuații, mai scade, mai crește, întotdeauna va avea 100 de bani. La fel cu coeficientul de inteligență. Așadar, e o metodă mai degrabă statistică și nu e un lucru pe care să-l putem folosi pentru a spune clar X e un geniu sau Y e un geniu. Inteligența nu e tot ce determină geniu. Foarte important și felul în care o folosești și e foarte important, mai ales că există teorii conform cărora ar fi am avea o multitudine de forme de inteligență. Bănesc că ați auzit cu toții de inteligența emoțională, Daniel Goleman o teoretizează. Există un om de știință numit Howard Gardner care teoretizează faptul că există mai multe tipuri de inteligență. În așa fel încât și un fotbalist precum Ronaldo poate fi considerat geniu pentru că el are o inteligență kinestetică extraordinară. Deci nu trebuie să ne uităm doar la oamenii de știință sau la scriitori sau la artiști ca fiind geniali, ci
Poți avea inteligență naturalistă, te descurci foarte bine în natură, în sălbăticie. Poți avea inteligență muzicală, te știi foarte bine cu sunetele. Pentru tine lucrurile sună în moduri foarte variate și nuanțate, mult mai diferit decât poate auzi urechea mea, de pildă. Inteligența logico-matematică, asta este cea care e cel mai mult analizată de testele de inteligență. Se bazează foarte mult pe capacitatea de a rezolva probleme, de a raționaliza anumite lucruri, de a te descurca cu silogismele. Inteligența existențială, cât de bine te ai cu viața, practic. Inteligența interpersonală, care uneori se confundă cu inteligența emoțională, cât ești de carismatic, care e capacitatea ta de a interacționa cu oamenii, cât de mult te plac ei, cât de mult reușești să-i convingi să facă lucruri pe care pentru altcineva nu le-ar face, să zicem. Inteligența intrapersonală, te știi foarte bine pe tine însuți. Ai o capacitate extraordinară de a te înțelege și de a ști ce decizii să iei sau când să spui nu și așa mai departe. Mulți dintre noi nu știu să spună nu, de pildă. Cum vă spuneam, inteligența kinestetică ține de corp și de controlul pe care l-ai asupra corpului. Despre aici se situează mari sportivi, de pildă. Inteligența lingvistică, te descurci foarte bine cu cuvintele. Ai o fluiditate extraordinară și așa mai departe. Inteligența morală, știi intuitiv ce e bine și ce e rău, care sunt consecințele unei anumite acțiuni, poți să prevezi și să înțelegi de ce e important să reacționezi sau să acționezi în mod etic. Inteligența vizual-spațială, și asta este destul de folosită în testele de inteligență și cuantificată de acest IQ, capacitatea, oarecum legată de cea kinestetică, capacitatea extraordinară de a vedea lucrurile în spațiu, de a ți le închipui înainte ca ele să existe. Nu trebuie să le ai în fața ta, să le atingi, poți să ți le imaginezi, să faci practic modele 3D în propriu cap. Și apoi există cealaltă școală de gândire a lui Spearman, care spune că există un singur tip de inteligență, inteligența G, inteligența generală. De fapt, ceea ce avem ca fundament, ca bază a întregii noastre capacități cognitive, este această inteligență G. Că o folosim mai degrabă pentru a deveni niște muzicieni desăvârșiți, că o folosim pentru a crea formule sau pentru a da niște goluri extraordinare, totuși ea stă la baza întregii inteligențe și nu există toate felurile astea de a împărți inteligența, pentru că astea sunt pur și simplu lucruri create de oameni. Dacă n-ar exista instrumente muzicale, probabil că n-ar exista nici inteligența muzicală. El spune că există un singur tip de inteligență și sunt foarte mulți care sunt de părerea lui. Și că asta chiar poate fi localizată în creier și poate fi prin analiza, se cheamă vector analysis, analiza vectorială a testelor, a unei cantități mari de teste de inteligență, poți determina în ce măsură această inteligență G aparține unui om sau altuia, sau, mă rog, e un fel de numitor comun al întregii omeniri. Dar și această inteligență generală poate fi totuși împărțită în două. Inteligența fluidă, inteligența care ține mai degrabă de common sense, de capacitățile noastre practice. Cu siguranță ești inteligent dacă vezi că o ușă are lacăt și nu trebuie să te duci îți dai seama că e închisă, nu trebuie să verifici. Da, ok, e închisă. Asta e inteligența fluidă. Ai analizat, ai văzut, ai procesat informația și te-ai îndreptat spre o altă ușă care probabil e deschisă. Inteligența cristalizată ține mai degrabă de memorie, ține de lucrurile pe care le-am experimentat de-a lungul vieții, nu ține de moduri noi de a te raporta la o anumită situație. Ține de lucruri pe care le-ai arhivat și pe care le folosești pentru a rezolva anumite situații din memorie și din
am văzut că atunci când fac asta se întâmplă asta, așa că voi încerca să fac asta. Inteligența fluidă scade pe măsură ce înaintăm în vârstă, în timp ce inteligența cristalizată are o capacitate foarte mare de reziliență. De aceea, oameni la 80 de ani pot scrie autobiografii în care își aduc foarte clar aminte de anumite lucruri din copilărie sau din adolescență, sau sunt lucruri care se cristalizează și rămân cu noi toată viața, câtă vreme nu avem un accident cerebral sau vreo problemă majoră. Apropo de asta, există o legătură interesantă între geniu și boală, între geniu și nebunie. Foarte multe genii au venit dintre autiști, de pildă, sau dintre schizofrenici, sau dintre oameni care au avut la un moment dat în viața lor un accident și dintr-o dată, după ce s-au lovit la cap, au devenit extraordinari pianiști. Se pare că e o legătură care încă e cercetată de oamenii de știință, în ce măsură geniu poate veni totuși dintr-un accident. Și acum o să închei, pentru că mai trebuie să mergem și la birou. Cred că îl știți și pe el. Îmi place foarte mult fotografia asta în care zâmbește. Vorbeam de boală și iată, el e unul dintre oamenii care au reușit să sfideze boala. Doctorii au mai dat cam 2-3 ani de trăit. El trăiește de peste 50 de ani cu ASL, nu mai știu exact cum se traduce treaba asta, dar e o boală degenerativă care nu te mai lasă să ai control asupra mușchilor. Stephen Hawking, aici de față. O să închei spunându-vă că mi-a dat foarte multă putere un lucru pe care mi l-a spus o prietenă foarte bună aseară. Mi-a zis, întotdeauna am fost fascinată de capacitatea ta de a impulsiona geniu în jurul tău. Nu știu dacă are dreptate sau nu, nu știu dacă eu atrag oameni geniali sau mai degrabă felul în care îi privim, atitudinea pe care o avem față de oameni determină potențialul lor și capacitatea de a deveni mai mult decât ceea ce sunt. Chestia asta se cheamă Pygmalion, efectul Pygmalion. Pygmalion a fost un sculptor grec care a creat o statuie, o femeie foarte frumoasă, de care s-a îndrăgostit. Și s-a îndrăgostit atât de tare încât Afrodita s-a înduioșat de dragostea lui și i-a dat viață acestei statui. Ei bine, efectul Pygmalion e ceea ce facem atunci când privim oamenii din jurul nostru. Dacă îi privim văzând abilitățile lor, văzându-i ca geniali în anumite privințe, chiar dacă în altele sunt la fel ca noi toți mediocri, le insuflăm practic geniu. Și mi se pare că ne întoarcem în felul ăsta la ceea ce înseamnă a avea geniu mai degrabă decât a fi geniu. Vă mulțumesc!